Salutare, dragilor! Bine ați revenit pe acest canal. Eu sunt Marius Comic și astăzi filmăm un track vlog. Vreau să vă mulțumesc la tuturor pentru feedback-ul frumos care l-am primit din partea dumneavoastră. A fost o groază de comentarii, printre care, băi, colegule, nu mai filmez, nu mai filmești tu un track vlog, nimica. Și dacă tot am primit programul acum o oră, trebuie să ajungem la 12:30, 1 fără ceva, trebuie să ajungem la Popejle Ordeni. Bineînțeles, avem cursă de noapte, cum se zice. Lucrăm pătură de noapte. Vreau să încerc scuze. De fapt, mii de scuze că n-am mai postat, am avut foarte multă treabă, am fost implicat în alte proiecte și din cauza aceasta n-am mai filmat, dar promit că o să-mi iau revanșa și o să postez cel puțin două track vloguri pe lună. Nu o să mă las de YouTube, n-am zis asta, pur și simplu din cauza că am fost implicat în alte treburi și nu a fost timp. Știți bine că pentru track vlog implică foarte mult timp editat, muncit ore și din cauza aceasta n-am mai postat. Ia să vedem. Dăm prioritate. Am dat drumul aici la Waze să vedem dacă avem un radar pe traseu de acasă până la mașină, la camion. După cum observați afară, e foarte urât, plouă, mocănește, 4,5 grade. Mi-a apărut steluța în bord. Sper GoPro asta să filmeze ca al meu, că nu m-am uitat pe telefon să văd cum îl așez, cum este... cum este view. Abia aștept să filmez din camion, nu știu, n-am mai filmat de 2 luni de zile. Abia aștept să mă sui în camion și să filmez. Mă, că pe Waze este curat, nu avem niciun control. După cum observați, am intrat și în zona industrială. Vreau să vă zic că a terminat aici toată zona industrială. A turnat ultimul strat de asfalt. A montat și pe aici delimitatoarele astea, nu știu ce să zic, morcoveștea pe... A făcut ca un fel de două benzi, așa, prima de lângă acostament, de lângă trotuar, și că pe prima bandă merge autobuzele și pe banda 2 turismele. Eu zic că nu prea au gândit-o, că de ce? Pentru că când o fi prima zăpadă, prima polei și astea, toți idioții prin morcovește o să fie. Părerea mea, nu știu. Ei sărace când era o leacă de polei, vedeai pe toate șanțurile astea pe aici, pe toate astea era loviți, strâmbați, plecați, doar cu morcoveștea plantați în mijlocul drumului. Cu siguranță nu o să reziste, garantez. Morcoveștea pe aici, delimitările astea de benzi, nu o să reziste. Pentru că omul nu merge, în România nu se merge civilizat, frate. Noi să-i dăm șpan, depășiri, stânga, dreapta, chestii, nu stăm așa. Despre ce vorbim, frate? Dar ce să... De frumos arată frumos, se vede frumos, uitați, nu știu dacă se vede pe cameră. Dar se vede, într-un fel foarte mișto. Dar nu stă. Da, frumoșilor, o să închidă GoPro-ul chiar acum și o să-i dau drumul din camion. Stați aproape. Am ajuns și la camion. Am verificat și camionul, e tot în regulă. Totul e în regulă. Punem cafeluța. Cheia o băgăm aici. A? Ne dezbrăcăm repede că am făcut căldurică aici. Așa. Vrem geaca jos.
O aruncăm aici sus în pat. Sper să filmeze ca lumea. Am pus muzică, am făcut foaia de parcurs, tot în regulă. Șapca am pus-o în parviz normal, dăm drumul la stații, tragem volanul. Error nu mai avem un bord. Error nu mai avem un bord aici, check engine s-a rezolvat, AdBlue s-a rezolvat. Rezervorul de motorină e aproape full, după cum se vede. Activăm distronicul, avem în viteze, tragem frâna în sus și dăm bătaie. Aici mai avem colegi parcați care încă n-au plecat în cursă, dar nu e treaba noastră. Mamă! A intrat SP-ul când i-am dat șpan. Doamne ajută să ajungem cu bine înapoi din cursa asta, că asta contează cel mai mult. Să n-ai evenimente, să n-ai accidente, să nu te ferească Dumnezeu de toate chestiile astea, că e o meserie care implică foarte multe riscuri. Am pus muzică și pe YouTube. Iauzi! La veselie, tată! Hai de luță! Hai! Bă, merge bestial camionul! Na, adică alea, fază lungă la mine! Zici că se face zi! Da, dragilor, după cum se vede, ne-am pus în mișcare, mergem spre Popejle Ordeni, e 9 fără un sfert. Dacă totul e curat pe drum, nu avem controle, nu avem trafic, ar trebui să fim în 2 ore jumate aproape de firma de încărcare acolo. Bă, asta e frumos pe cursa de noapte, pentru că noaptea, uite, facem treabă, facem bănuții, iar ziua suntem acasă, mai mișcăm una alta pe lângă casă, mai bați un cui, mai... Știți ce zic? Mai te duci încolo, mai te duci încolo. Așa, dacă lucram numai pe zi... Lol. Să mai faci ziua, că trebuia să fii mereu la muncă. Mai băteai un cui noaptea, la bec. E de ajuns că s-a micșorat foarte mult ziua. Se întunică de vreme. Lane assist! A intrat în funcțiune! Cât de precis e sistemul ăsta! Mamă, ce căldură dă să mă bată tata! N-a pleat! Cum vede camera de acolo din parbriz că te apropii de axul drumului, imediat te anunță. Cum v-am zis, asta e benefică noaptea în general, când ești obosit la 2-3 noaptea și mergi o leacă scârcit așa stânga-dreapta, e bun, te avertizează, te trezești imediat, te și sperii în primul rând. Bă, a făcut ăștia cu morcovii să-mi bat piciorul. Bă, mergi la limitul cu camionul, bă, ești nebun la cap. Mamă, trece camionul la 30-40 cm de la roată, ești nebun la cap. Ăștia nu scapă bine anul ăsta, morcovii ăștia. N-are cum. N-are cum, bro, n-are cum. Pe lângă roata mea, pe lângă scara la mașină, ești nebun. Când o fi gheață jos, o leacă de polei de ai făcut stânga-dreapta din mașină, imediat ai... Hei, dragi tovarăși, am revenit. După cum observați, băi, nu mai așteptam, am prins ceață, am intrat chiar acum în mobilița. Băi, o ceață e un pic periculoasă. Cât e ceasul, mă? E 21.40. 21.40. Mă gândesc că ce-o fi pe la 2-3 dimineața. Dacă la ora asta avem ceață, băi,
E un pic de ceață, dar mai încolo o să mă aștept la, o să fie mult mai rău. Ce să, ploaia asta a venit la pachet cu ceață. Era de așteptat. Era de așteptat. Dragilor, am primit în comentarii că unii dintre voi ați vrea să vă apucați de treabă, de meseria asta, de șofer de camion. Băi, ce să zic, e o idee bună, eu respect decizia voastră și chiar vă rog să vă apucați de această meserie. E o meserie bănoasă, pot să zic un pic. Vine la pachet cu o groază de riscuri, cum ar fi plecat de acasă, lași familia, copii, nu poți să fii mai mereu pe acasă, dar partea bună este că o să ai multe vizitat și când nu te aștepți. Nu o să te duci cu bani jos să vizitezi, că o să fii mereu cu camionul. O să dau un exemplu. Te duci în Barcelona, ai descărcare, te oprești acolo, zice dispecerul, băi, rămâi acolo, fă faci 45. Și în România, dacă lucrezi, țara noastră e foarte frumoasă. Eu o știu, am mers de la nord la sud, de la est la vest. Avem o țară mișto. Numai că drumurile lasă de dorit. Cam asta vreau să zic. Și, bă, e bine să o iei de la de jos. Nu să te duci dintr-o dată pe 40 de tone. Bă, primul an, du-te, frate, pe 12 tone. Du-te pe... Lucrează un an de zile pe 12 tone. Ce găsești acolo, scapeți experiență și după aia te duci la 40. Dacă nu, mai e o variantă. Ți-ai permisul, ți-ai atestatul, ți-ai cardul tahograf și te duci, frate, sunt o groază de firme care te trimite în echipaj. Adică te duce cu cineva, un veteran, unul care știe. Și lucrați amândoi acolo și ăla ți explică, bă, ăla e titular. Te învață, stai cu ăla 3 luni de zile, în 3 luni de zile te faci as. Înțeles? Eu așa aș face. Pe ce pula mea e aici, mă? Un țar, ce pula mea? Tot mă buzi în camion. Asta ar fi o variantă. Vii la 2 luni acasă, 2 luni jumate, tai 3 săptămâni acasă, vii și cu bani, înveți și meserie. Altă variantă, nu prea. Ca să te duci tu din prima să lucrezi la o firmă, să ai permisul luat de o săptămână, șanse zero să te angajezi. Că îți dai seama, nu e, e permisul să-ți dea la camion de 40 de tone, să ce? Să te răstori cu el, să ce? Să pleci cu garduri, cu astea? Cine ar risca așa ceva? Hai să fim sinceri. Luați-o de ușor de jos, trebuie plecat. Etapele astea. Ori te duci să lucrezi în echipaj cu cineva care știe, să te ia acolo 2 luni jumate, să-ți faci perioada, să te călești, să vezi cu ce se mănâncă meseria asta. V-am zis, orice început în toate e greu, nu numai în meseria asta. Tu decizi. Până nu strângi o leacă de încuri, o leacă de un oi și să te călești și să zici mereu că pot, dai tot din tine, n-ai cum. Ori dacă nu, ți-am zis, pe 12 tone, pe un camion, mai mergi, mai găsești, bă, am mai lucrat, îi zici, aia, nu știu ce, eu, pac, merg, te descurci altfel. Dar să te treci direct la 40, e risc. Dar nu găsești, nu, despre ce vorbim. E vorba de greutate, de încadrări, de multe chestii. Și cam asta vreau să zic, că mi-ați lăsat în comentarii să vă... Sper că băiatul care mi-a dat comentariul să vadă
video ăsta, trag vlogul ăsta și să ia tot ce e mai bun. Eu dau ajutorul ăsta așa, nu știu, cel puțin din partea mea, o recomandare. O recomandare. Hei, dragilor, azi să discutăm un pic de cum am plecat eu în cariera asta de șofer. Eu am ieșit din școală practic cu toate gradele, cu de profesionist, de la 18 ani. A fost foarte, foarte greu, peste tot unii căutam, mă respingea. Îmi zicea, experiență, experiență aveți, unde ați mai lucrat? Păi, domnule, am terminat și eu școala, am ieșit, am făcut profesional la 3 ani, doresc să mă angajez, că vreau ca șofer. Păi da, dar experiență, cum să-ți dau ție camionul și să... Băi, și-am căutat așa vreo 2 ani de zile, bă, n-am găsit, bă, decât pe Dubiță, pe... Și s-a oferit o portiță așa, tatăl meu avea un văr, un văr bun. E, și vărul lui ăla bună de la din județul Buzău avea firmă de transport marfă, camioane avea. Și, băi, am vorbit cu tată și s-a dus acolo și l-a întrebat: "Uite, bă, am și eu băiatul, șofer profesionist, a luat permisul și vrea, nu găsește de muncă, nu tot cere experiență, tot cere unde ai lucrat, cât ai lucrat, ce să lucreze, bă, frate, dacă ăsta e și după băncile școlii a făcut, vrea să lucreze om. Păi să vezi că e periculos, că nu putem, că nu știu ce, și bă, abia a acceptat vărul lui tata să mă ia în firmă, să mă instruiască, bineînțeles, m-a trimis o lună de zile cu un șofer, în ghilimele, un băiat din firmă de acolo care știa foarte bine cu ce se mănâncă și câteva curse am fost. Vă dați seama, în 99-2000, atunci să fac țara, păi frate, am stat în Buzău, în pana mea, știam Buzău, mă trimitea pe mine la Ploiești, Târgovește, du-te la Botoșan, la Suceaba, habar n-aveam unde era pe hartă, în pana mea, doar să mai mă trimiți acolo. Și m-am dus așa, o lună de zile cu băiatul ăsta și m-a învățat, băi, chestii. Era, mi-aduc aminte, băi, când nu am viraje cu camionul, cu tirul și astea, doamne, mi se părea că nu se mai termină. De aia vă zic că nu e bine să te duci de unul singur, să zici, bă, chiar dacă acceptă unul, bă, hai, ăsta e camionul, hai, dă-i bătaie, du-te în cursă. Nu este o idee bună. E bine să te duci prima dată cu cineva vechi, să te călească, să te învețe, să te... Tu n-ai cum să le știi, nu n-ai cum. Se sparge o penă, se răsuflă undeva, o conductă explodează, chestii de-astea, aer, să știi principiile camionului. Bă, frânează o roată, blochează, merge înfrânată, simți chestiile astea. Cum se rabatează o cabină, te uiți, aerul este la 12 atmosfere, la cât lucrează capul tractor plus remorca, ai două circuite independente, camionul și... Fiecare are butăliile de aer. E multe chestii care trebuie învățate. Tu dacă ești din școală și ai permisul, n-ai cum să le știi. N-ai cum să le știi, frate, n-ai cum. Dar dacă te duci cu cineva și înveți și te dai tot silința așa, nu e greu. Și cum vă ziceam, am terminat școala, am luat permisul, am luat atestatul, era de la de carton, mi-aduc aminte. Era ca un buletin așa. Așa era atunci, așa. De la 3,5 încolo trebuia atestat transport marfă. Bine, și acum este, dar acum s-a modernizat, acum s-a făcut cartelă, înainte nu era așa. Acum ăsta e atestatul, zici că e permis în pana mea. Dar înainte nu era așa, era precum buletinul, era mare, era de hârtie. E, și cu ăla am început, bă, și s-a dus tata la vărul lui acolo și el avea camioane, făcea transport, era pe prelată, făcea în toată țara. Era cuplat la o firmă de asta de transport din Buzău, casă de expediere, ceva de genul. Și m-am dus acolo, frate, și am început lucru. Mi-aduc aminte, am încărcat polistiren de la Buzău și m-a trimis la Ploiești. De la Ploiești du-te la Târgoviște, la Târgoviște du-te tu mai la dracu, la Timișoara. Vino de la Timișoara înapoi la Buzău. Bă, și tot așa. Mi-a dat cu băiatul ăsta o lună de zile, după aia am mers singur. Mi-a plăcut, ce să zic. Deci nu mi-a fost
pot să zic greu așa. Greu mi-a fost până am găsit de lucru, până la vărul tata. Dar dacă nu era vărul tata, bă, nimeni nu te angaja, bă, să moară Ciprinachi. Bă, dacă m-am dus și la Deva, bă, la ăla, la Edispedition acolo, bă, vreau să mă angajez, uite, am permisul, am BUC-ul, EU, atestat tot. Ce te crezi, mă, experiența ai? Na, păi trebuie o garanție de 50 de milioane. Bă, ești nebun la cap, 50 de milioane, frate, în anii 2000, atunci, 2004. Tu ne puși ca mea, frate, îți dau 50 de milioane, fac acum, în 2022, 50 de milioane, e o sumă, na. Frate, un salariu. Dar atunci, la început de carieră, de drum, te-aia să dau 50 de milioane garanții. Mamă, și m-am dus până acolo, m-am dus degeaba. N-am făcut nimica. Și așa am găsit pe vărul. Tata l-a rugat și m-a băgat în firmă, frate. Și eu am fost mulțumit că am intrat în firma lui acolo. Chiar dacă dădea banii care îi dădea cu carte de muncă, că tot și în ziua de astăzi am... El mi-a făcut prima carte de muncă. Carte ca lumea, așa, caiet, cu ștampile scris acolo. Și așa am început. Nu credeți că din prima... Începutul este greu. Da, a dat Dumnezeu, am intrat în firmă, am lucrat. Bă, se vedea omul când intri într-o firmă și ai nevoie să faci meseria asta, să te învețe. Nu prea îți dă el bani așa cât ar merita. Dar eu am fost mulțumit pentru că am învățat meserie. Ai înțeles? Asta e problema. Cum se dă prelata, cum se lasă... cum se dă stâlpe, stânga, dreapta. Nu aveam eu de unde să știu, bă, cum se lasă stâlpe, cum se mișcă stânga, dreapta, prelata, o închizi, o deschizi, stânga, dreapta. N-ai cum, frate, lași din perne, uși din perne, tu dacă ești din școală. Am intrat și în București aici, a fumat. Și de-aia vreau să vă dau așa niște ponturi, nu știu, acum faceți ce vreți. Am ajuns cu camionul în toată țara asta, nici nu bântuiam eu vreodată, bă, și nici nu aveam măcar atunci GPS. Ce zic eu de GPS, doamne? Mergeam cu stația la camion, întrebam. Colegule, faci stânga, e bine încoace, spre Botoșani, fă stânga, lauta, fă stânga, ține-o înainte cu stația. Așa au trecut ani și de atunci nu mai m-am despărțit de camion. Acum de plec în altă parte, de mă duc să bat la firma altcuia, pot să încerc singur salariu. Frate, atâta vreau, ne înțelegem, batem, facem ce zici tu, mă trimiți unde vrei tu. Dar dacă ești tânăr la început de drum și zici vreau să mă angajez, că nici nu te bagă în seamă, boss. Îl zice, bine, ok, lasă numărul de telefon că te sun eu. Și sunat voi fi. Îți spun eu că nu o să te sune. Pentru că nu vrea, știe că ești kamikaze. Pe cum să dai camion de 40 tone la unul care a ieșit pe băncile școlii cu permisul luat de o lună de zile? Să ce? Aici nu e vorba doar să miști de volan stânga-dreapta și să... E multe chestii. De încadrări, de frânări, de spații înguste. Nu mai zic că mers pe noapte, care dacă tu n-ai nopți pierdute, la greu e greu să-ți dai seama, să vii acum... De mâine tu din școală, care știi că ai dormit mereu acasă și să te pună ăsta să mergi o noapte întreagă. Hai că prima, a doua săptămână așa ai rezistat, dar după 3 săptămâni de lucru pe noapte, pe astea te turbezi, nebunești. Despre ce vorbim? Nu mă mai aduc bine aminte, dar eu zic că am lucrat 2 ani de zile la vărul tatăl meu. 2 ani cred că i-am băgat. Mă trimitea casa de expediție oriunde, căram, televizoare, mașini de spălat, tot ce pica, frate, polistrem, electroz, petru, gunoaie, duceam la noi, la firma, la Buzou, acolo, la reciclare, la Grintec, nici eu nu mai știu. În porturi, du-te la Galați, du-te la Brăila, du-i electroz pe acolo, descarcă, în șantierul naval. Crede-mă că după atâția ani am și uitat așa pe unde am fost și pe unde am fost. Plecai de la Buzău, la Iași, la astea, și plecai de vreme de la Buzău, ajungeai la 11 noaptea la Iași, de exemplu, și când te sculai la Iași, la,
la 6 dimineața și începeai să cauți firma de descărcare, te găseai cu zăpada pusă, așa. E chestie, e frumoasă meseria asta și... Dar toate chestia e să-ți placă. Dacă nu îți place și vrei să o faci doar așa că ai auzit-o să... că se câștigă bani, nu e ok. Nu recomand. Pentru că dacă nu faci ceva cu drag și să... Uite cum oprești. Dacă nu faci așa un pic cu... Băi, mie mi-a plăcut. Recunosc. Mi-e dragă meseria asta. Mi-e dragă. Mă simt bine, nu știu. Parcă... Nici nu știu când a trecut 20 de ani. Nu știu. Mamă, dacă aveam atunci camere de filmat și alea, îți dai seama câți abonați aveam eu la ora actuală. Mamă. Dacă era în anii aia atunci așa... Mamă. Bine, canalul de YouTube l-am făcut până în 2009, dar l-am făcut așa, la filmam după acasă. Mamă, intră ESP-ul când îi dau șpan. L-am făcut canalul de YouTube în 2009, dar nu postam decât după acasă, cu copilul, cu alea. Dacă știam eu despre asta și aia și filmăm cu camionul, mamă, eram departe acum. Făceam, cred că, milionul de abonați. Bine, de filmat, filmam, aveam un Canyon, cum era camerele alea de filmat, așa, mi-aduc aminte. Mai filmam, m-am mai găsit pe CD-uri, pe acasă, pe la garaj, pe acolo, când mergeam cu camionul. O să copiez clipurile alea și o să le ori pe YouTube. Când țineam camionul la poartă, vineam cu camionul la poartă, când terminam cursele, vineam din cursă, vineam cu camionul acasă, frate. Nu parcam la firmă, nu știu ce. Direct acasă, pac. Bă, da, centura asta n-am mai reușit să o termine. Să mă bată tata de când muncește la ea aici. Dacă am văzut așa ceva. Hei, dragilor, am revenit. E ceasul 2:30, am reușit, am încărcat. Bă, e o vreme de tot drahatul. Ba, ploua, m-a făcut ciuciule de aici, așa, bate vântul. N-am văzut așa ceva, mâncați aici, gata. Vreme de 2 bani. Am oprit la Rompetrol, mi-am luat și o cafeluță. Să nu stăm degeaba aici. Ia, să dăm la stații. La piciorul nostru. Două jumate, trei jumate, patru jumate suntem la Buzău. Mamă, la 5 sunt acasă. Nasol, nasol, nasol. Nasol, dar n-am ce faci. Mă leac în gușă că suntem cam întârziere. Acum trebuia să, conform programului, acum trebuia să apropii Buzău. Dar asta e.
bate vântul, plouă, brunețează. Pușca mea. Pe ploaie nu prea, se reduce semnificativ vizibilitatea noaptea. Nu știu ce dracu. Reflectă ploaia după asfalt, razele, nu face... Nu vezi mai nimica, s-a îmbat picioarele. E nasoală tare. Cu proiectoare, cu gerofari, cu de toate și tot nu fac față. Da, dragilor, despre asta vorbeam. Uite, asta e șoferia, uite, 2:30. 3:25, conduci, ești la muncă, asta e. Nu de fiecare dată mergi numai ziua așa. Mergi, e cursă de noapte, încărcare. Hai, dragilor, am revenit iar de la anteriorul vlog. Vreau să vă zic că mi-am pus pe acest camion, bă, mi-am montat niște goarne, băi, de capul meu, băi, dacă dau la cineva două goarne, ce ai, mă, s-a terminat șmecherea, zici că e vapor. Ia, să încerc să las o leacă geamul jos, să vedem dacă se aude de aici, de înăuntru, tromboanele. Încerc, am dat drumul la geam. Sperăm că s-a auzit pe GoPro. Foarte fain. Goarnele atât sunt de mari. Două bucăți de la mare, așa cât cap. Le-am pus sus pe paravânturi acolo. Da, dragilor, cam asta e atmosfera. Pana mea, e luni. Ia! Ia uzi! Ma, auzi! Ce vremuri! Tăi și gura ta! Mi-ai pus capac. Mi-ai pus capac. Bă, dacă la clipul ăsta facem 100 de like-uri, jur că săptămâna care vine fac chiar track vlog. Pe cuvânt de onoare. Dacă facem, vă promit, dacă facem 100 de like-uri la track vlog ăsta, săptămâna care vine, iar fac track vlog. Promit. Să mă bată tata. Până sâmbătă, duminică, cel târziu, mai bag un track vlog. Ador, iubirea noastră prinde 300 la oră. Ia uzi. Ia! Colegul ăsta de Timișoara, bă, băiatule, mă. Îl facem, mă. Hai că îi dăm acum pe lângă el. Hai, Timișoara! I-am dat tromboane! A, om pana mea! Ei, tata, e ora 3 dimineața! Ce dracu facem noi aici? Hei, dragilor, cam asta a fost vlogul, sper să vă placă, nu uita de subscribe, like și comment. Eu am fost Marius, până data viitoare, numai bine, v-am pupat!